Nu scoate, nu scoate, mă lăsă.
și bine ați venit la festivalul de datini și obiceiuri tradiționale în orașul Comănești. Înainte de începerea festivității, după ce vor defila toate trupele și cetele de urși prin fața scenei și a tribunei, îl rugăm pe domnul Tudor Atomii să ne cânte o melodie de-a noastră tradițională românească. Și rog să dea drum acum la această melodie cât defilează aceste trupe. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată, mă simt onorat ca și de această dată să iau parte cu domnul primar și echipa dânsului și alte oficialități. Astăzi, orașul Comănești găzduiește a 22-a oară festivalul de datini și obiceiuri. Aș dori, înainte de a începe, să vă urez un sincer și călduros la mulți ani, sărbători cu bine și să dea bunul Dumnezeu ca tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Nu uita că ești român, că la biserica din sat stanca te-a ținut una la sân. Nu uita că ești român, păi nu uita că ești român, că dacă tatăl și mama ta, bunicul și bunica ta te-au învățat dintotdeauna să fii bun. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că dacă tai că tu-i cioban, și te-ai născut în țara asta să fii stăpân. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, căci vrănicia ta de și în fericire poate oricine să trăiască în ea, trăiască toate cu mic, cu mare, și-a mea mândruță ce o iubesc tare. Trăiască țara, patria mamă, trăiască toate câte sunt în ea, și-a mea măicuță ce o am pe lume, ea este tot cea mai scump în ea. O rugăciune către cerul zboară, o rugăciune Dumnezeu. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru
iubit. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru tine, spun poporul meu. Frunte, stăpântea noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, e Doina și Vioara, eroice și-află somnul. Acasă este Glia, pădurea și izvorul, e Doina și Vioara, eroice și-află somnul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, e Doina și Vioara, eroice și-află somnul. Acasă este Glia, pădurea și izvorul, e Doina și Vioara, eroice și-află somnul. Românie, lumea largă, dacă vii țara dragă, veniți, n-o lăsa stradă, străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, e Doina și Vioara, eroice și-află somnul. Acasă este Glia, pădurea și izvorul, e Doina și Vioara, eroice și-află somnul. Aveam și eu la mine în sat un prieten de ogor, pe care tatăl meu mi l-a lăsat. Și mai aveam la mine în sat o mândră de prisos, aveam pe mândra mândrelor din sat. Ogorul meu și mândra mea, doar Dumnezeu le poate lua. Dar el știe că eu singur nu pot să rămân, că și Dumnezeu e bun român. Țara mea și mândra mea, amândouă la oaltă să-mi trăiască. Și mă rog lui Dumnezeu așa, eu să mor, dar să-mi trăiască. Țara mea și mândra mea, te amândouă le iubesc, și-s mereu cu gândul doar la ele, altele în lume nu găsesc, pentru că sunt ale mele, te amândouă le iubesc. Multe țări or fi pe lume, dar eu nu le știu, multe mândri or fi peste hotar. Eu am fost și aici voi sta din tată până-n fiu, și-am iubit o fată de plugar. Român am fost, român voi sta, n-am niciun loc altundeva. Dușman, ce caut să vin pe pământul meu, că nici eu nu vin să calc al tău. Țara mea și mândra mea, amândouă la oaltă să-mi trăiască. Și mă rog lui Dumnezeu așa, eu să mor, dar să-mi trăiască. Țara mea și mândra mea. Avem în față ursul din Ostiara.
Iată și ursul din zăvoi. Sfârșit, să le urăm succes, să vedem evoluția. Vă mulțumim pentru că de fiecare dată sunteți alături de noi. Astăzi avem deosebită plăcere și onoare să avem mulți musafiri din mass media, din străinătate. Salutăm colegul nostru din Japonia care vine. De câți ani ați venit aici? De 4 ani. Mulțumim foarte mult! O televiziune din Japonia filmează acest festival, de asemenea, o televiziune din Coreea de Sud este aici alături de noi. Le mulțumim foarte mult pentru că au făcut eforturi să se deplaseze de la aceste distanțe, să filmeze aceste obiceiuri tradiționale de la Comănești. Sperăm că vor fi duse cu această ocazie și vor parcurge și vor ocoli întreg pământul. Avem oaspeți din Marea Britanie, avem oaspeți din Germania, din Franța, din Polonia, cei care știu și am vorbit cu dumnealor. Poate mai sunt și care nu am reușit să vorbesc. Vă transmit și eu toate urările de bine pentru anul care vine, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să dea Dumnezeu ca acest festival să fie o portiță de a ne putea face cunoscuți pe întreg continentul și întreaga planetă. Noi suntem cei din Comănești care de fiecare dată am fost uitați de timp, am avut și necazuri, am avut și bucurii, dar sperăm că atunci când venim acasă să ne simțim bine cu toții, ca în familia noastră aici. Și acest festival și în special dansul urșilor, pentru care am făcut demersuri să fie inclus în patrimoniul UNESCO, dorim ca să fie un festival prin care să fie făcut nu numai Comăneștiul în lume, ci întreaga Românie. Vreau să-i dau cuvântul în continuare domnului deputat Ionel Paler și sperăm că și domnia sa va pune umărul ca acest festival și acest dans al urșilor, unicat în lume, să fie cunoscut de întreaga planetă. Mulțumim, domnul deputat! Domnule primar Viorel Miron, domnule ministru Paul Cotârleț, distinse oficialități locale și centrale, stimați invitați, dragi musafiri ai Comăneștiului, dragi comăneșteni, dragi băcăoani! Noi românii avem multe calități, dar avem și un mare defect. Câteodată suntem prea modești și modestia strică în viață. Spunea domnul primar Viorel Miron de demersurile pe care le facem pentru ca festivitățile și obiceiurile tradiționale de pe Valea Trotușului să fie cunoscute la nivel mondial. Astăzi, în afara de primăria orașului Comănești și invitații pe care domnia sa îi are în fiecare an și promovează această zonă,
aveți alături de dumneavoastră, prin persoana mea, președintele Comisiei Naționale UNESCO, pe domnul secretar de stat Paul Cotârleț, secretar de stat la Ministerul Culturii, și dacă spunea domnul primar că avem televiziuni din Coreea de Sud, acum 3 săptămâni, mai bine spus pe 9 decembrie, în calitatea mea de președinte a Comisiei UNESCO, am reușit să introducem în patrimoniu mondial imaterial ziua de 1 martie. Astăzi, și ziua mărțișorului, astăzi aici în fața dumneavoastră, împreună cu reprezentantul Ministerului Culturii, vă promitem că vom face tot ce este posibil și eu sunt convins că vom reuși să punem pe harta lumii obiceiurile de la Comănești. Este un angajament ferm pe care le-am în fața dumneavoastră, pentru că eu de 12 ani vin în fiecare an aici și spunea domnul primar Miron că este a 22-a manifestare. Să dea bunul Dumnezeu, dragi băgăoani, dragi comăneșteni, să ne purtăm cu demnitate și cu cinste obiceiurile, să fim mândri și demni că suntem românele acasă și tot Mapamondul să știe că România nu este un punct întâmplător pe hartă, suntem oameni veseli, oameni demni care își respectă și își păstrează tradițiile. Cinste dumneavoastră comăneștenilor, la mulți ani Comănești, la mulți ani România, Doamne ajută! Mulțumim frumos, domnule deputat. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului ministru Paul Cotârleț pentru sprijinul care ni l-a acordat și ni l acordă în vederea reabilitării cimitirului internațional al eroilor. De asemenea, poate puțin știu, avem un cimitir care este recunoscut pe plan european ca fiind o zonă unde s-a făcut reconciliere europeană din anul 1933. De aceea a fost evaluat și trecut la un standard de cimitir internațional. Vă mulțumim foarte mult! Deja trupele și cetele au făcut mișcarea de încălzire, pentru că până acum au făcut încălzirea și sunt convins că un singur om știe ce înseamnă încălzirea. Ionuț Iftimoaie, care s-a încălzit vreo jumătate de ani ca să ajungă pe galion la noi, la Comănești. Ionuț, îmi pare rău că n-ai venit aici alături de noi. Vrei să ne vezi pe toți de acolo? Hai, vino câteva clipe. Și să dea Dumnezeu să putem să fim sănătoși, să putem să ne auzim și cu alte ocazii. Iată că avem o zi superbă la acest festival. Sunt convins că toate filmările pe care se execută astăzi, se fac astăzi aici, vor ajunge în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii și vor duce imaginea noastră frumoasă din orașul nostru, din Valea Trotușului, în întreaga lume. Îi dau cuvântul lui Ionuț Iftimoaie să vedem dacă vrea să ne spună ceva. Dragilor, da, vreau să vă spun din suflet că sunt mândru că sunt român. Pe unde am fost în lume, am reprezentat, așa cum am putut de cuvință, România, și peste tot trebuie, ca să ducem și noi mai departe vorba, trebuie să ducem mai departe acest festival minunat. Suntem români, ne păstrăm tradiția, ne iubim țara, chiar dacă mulți dintre noi suntem plecați pe afară, poate, da? Trăim, simțim românește și iubim România. Vă spun din suflet, sărbători fericite și la mulți ani! Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc Radio Iași pentru faptul că transmit live tot acest festival, ca și anul trecut. Deci cei care nu sunt prezenți aici pot să urmărească tot festivalul live și vor putea spune și prietenilor din străinătate că pot să urmărească festivalul din orice colț al lumii s-ar afla. Vă mulțumim! Urmează să mergem, să lăsăm loc, să eliberăm această scenă unde vor derula toate trupele și cetele care sunt prezente astăzi. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm cu mare drag și în alți ani. Festivitățile de mâine seară, la ora 11, ne vedem cu toții aici, unde vom avea un frumos foc de artificii și, de asemenea, ca de fiecare dată, se încheie sărbătorile de iarnă pe data de 6 ianuarie, când vom oficia slujba de bobotează tot aici, în centrul orașului, pe această scenă. Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată! Ia mai mânați, măi!
Bună vreme, gospodari! De când sara s-a lăsat, pruca noastră n-a vrăzat. Avem un prug mândru lucrat, cu grindei de lemn de vrat, cu brăzdar de lemn de tisă, ca să țină un eclisă. Și cu roate de zmochine să ne meargă braza bine. Ia mai internați flăcăi și stricați cu toți hărâi. Într-o joi de dimineață, zi frumoasă fără ceață, gazda noastră s-a sculat, pe oi negri s-a spălat, mândri stai a îmbrăcat, a ieșit afară în prag, privind o grada cu drag. Din bușii m-au sunat, zlugile s-au adunat, iar el poruncă le-a dat. Ii la grajde va alerga și de acolo mi-a luat 12 boi, mari, frumoși și toți de soi, doi băurii în coadă cu dălbei în frunte tâmpeței, la preț de mii de lei. Călecat, pinte-n calul le-a dat, la o gură alergat, ca să știe, ca să vadă, dacă i-a dat Dumnezeu roade. Grâu de copci era, porumbei le mânca, ia mai mânați, mă! Apoi carele încărcare, la ariele cărare, în marginea pământului, la pravintea vântului, unei dragoinicului a muncit și leneșul a adormit. Până nu se însăra, a început a trăiera. Grâul roșu se mulțea, fetele bafuri făcea, flăcăi în suhal turna și spre moară o turna. Ia mă roata, măi, flăcăi și mânați în durgălei! Apoi voața cea de moare, când văzu atâtea care, încărcate cu povare, cu lanțuri de fier legate și cu sârme încurcate, puse coada pe spinare și o zbughi în Valea Mare. Valea Mare, frunză n-are, Valea Mică, frunza-i pică, tot în șasea o dispeică. Ia mai lata, măi, flăcăi, și să nu ați dezurgălăi! Iar morarul meșter mare, mâncare arcâni în ziua mare, luă moara de un dârloc și mi-o izbit drept la loc. Îi dă un ciocan în șele și mi-o puse pe măsele, și mai trage una în splină și mi-o puse pe păină. Apoi a turnat în coș grâu, arnăud el roș, dar nu grâu și mărgărita, ci băină boier mari, ca pe la dumneavoastră broier mari. Ia mă roata, măi, flăcăi, și sunați din zurgălăi! De urat aș mai ura, dar nu suntem de aici colea. Suntem de la Asău de loc, unde verde apa-n truc și mămăliga pe foc, laptele-n doniță și vinul pe poliță, busuioc verde pe masă, rămâi gază sănătoasă. De-am ajunge și-om trăi, la anul o mai veni, să vă ducem la fereastră bucuroși urarea noastră, la anul și la mulți ani! Leorda! Thank you.
sănătoși, hai cu această ursoaică mică, care îmi știe de frică, hai și iar verde în șolalea, asta e averea mea. Hai într-o zi de sărbătoare, nu mi-a vrut să mi-i omoare, hai eu atunci m-am supărat, am dat foc la întregul sat, hai și cu ursul am plecat. Ei, și acum, fiindcă am oprit, ei să vă zic ce-am mai pățit. Păi uita acesta pui de urs, ei din pădure l-am adus. Ei l-am adus de miditel, ei l-am crescut ca pe-un cățel. Ei l-am crescut ca pe-un cățel, ei s-a făcut cât un vițel. Ei ceartă cu vecinele, ei că mânca găinile. Ei ceartă și cu gospodarii, ei că mânca boii și caii. Ei și m-am dus la iar maroc, ei ca să-l vând cu lanț cu tot. Lumea ca la cir s-a strâns, ei și n-am putut să-l mai vând. Ei și am pus că păstru-n cap, ei și cu ursul l-am plecat. Ei că stai ursul strămoșesc, ei moștenii de la Străbun. Hai voi, Doamne, scoipați pe ei,
cam și urșii lichitei. Păi tu, Martine, javră mare, scoală-te-n două picioare. Hai să te vadă lumea bine, hai că tu mă ascunzi pe mine. Hai nu mai asculta tu zău, hai doar ți-e frică de cearlău. Hai că cearlău-i pregătit, hai de drum corpul tău gătit. Hai mă duc să-i și eu ușor!
Păi bună ziua, bună ziua! Bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși! Am venit cu această ursoaică mică, care nu știe de care e frică, dar de frică v-ar juca că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Hrălăi! Vezi acesta pui de urs? Vezi acesta pui de urs? Din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hrălăi! Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare. La Sfântă Măria Mare, la Sfântă Măria Mare. Hrălăi! Nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat. Își venea la fete-n sat, își venea la fete-n sat. Hei, sfada cu vecinele, sfada cu vecinele, le mâncai găinile, le mâncai găinile. Hei, sfada și cu gospodarii, sfada și cu gospodarii, mâncai boii și caii, le mâncai boii și caii. Hei, mă ajuns un dor de acasă, mă ajuns un dor de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Hei, pe frumoasă nu-i urite, pe frumoasă nu-i urite, dar are rapă la burtă, tocmai unde pielea ruptă. Hei, și-arun nume minunat, și-arun nume minunat, o cheamă Arif Tansat, o cheamă Arif Tansat. Hei, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de un. Hei, tu-ți hai cât alfasul. Se joacă la vână!
Bofteana! Păște turcii din Bofteana! We'll be right back.
de teatru popular reprezentativă pentru zona Moldovei. Ea este de fapt o parodie a nunții țărănești cu variațiuni în funcție de localitatea de unde vine. Această capră, reprezentată de ansamblu folcloric la Porțile Neamului din Palanca, reflectă o tradiție veche de peste 100 de ani pe Valea Trotușului. Haideți să-i primim în scenă capra de la Palanca! Fata, capra noastră dacă moare, cine fetize strioare? Stai moșnegi tu pipaci, că baba tătii faci. Uite, plec în graba mare și-o-i găsă un doctor care să pui capra în picioare. Eu sunt doctor cu renume, cu ce să vă ajut anume? Vai, doamna doctor, pune uite pe picioare, că noi nu mai știm ce are. Fă-o repede scăpată, că noi suntem buni de plată. Să vedem ce are capra și apoi vă spun eu plata. Stați așa să o consultăm, să văd ce tratament îi dăm. Moșnegi, ești de ocară, capra noastră stă să moară, tu te uiți la domnișoară. Zău, parcă ai uitat deodată și de capră și de fată. Uite, nici nu i-au făcut. Iată, zaci la pământ. Domnișoară, știi ceva? Du-te, vezi de treaba ta, că tot noi ne-am descurcat. Păi dar n-am făcut injecția, n-am făcut nici frecția. Acum plec fără plată. Fără plată, nu primești nimic că n-ai făcut o ghine. Măi moșnegii, mă gândesc să încercăm un leac băbesc. Ia, tai o leacă din ureche. Așa, dă-i cu varga pistia. Sângele o picura, poate o începe a juca. Măi moșnegii, jali mari, capra noastră cred că moare. Ai tu, babă, cred că știu. Azi o leacă de rachiu și mai pune, dacă vrei, peste el niște ulei. Că așa făcea tata meu când era la capri rău. Vai de mine, măi moșnegi, leacul ăsta văd că merge. Uite-o, e un pic mai ghine, ce m-aș face fără tine? Arhivai și amar de mine. Ai tu, babă, ai văzut că tot eu m-am priceput. Cu un leac vechi de la tata, am și făcut ghine capra. Și ghine l-a nimerit. Uite, capra s-a trezit și începe a juca. Ia pornește muzica! Aduci-i ca
voi cu noi. Câinii capra sănătoasă și avem nuntă mare în casă. Mai rămas cu
cu cutria mare. Hei, hei, hei! Și cu dreptul altul trei. Hei, hei, hei! Și cu dreptul la părele și cu stângul pe amăgele. Și cerucă și căcăi, dați-i drumul la țină. Palanca și continuăm cu ursul lui Gavrilă din Asău, coordonator Nicodim. Haide să primim în aplauze. Thank you.
sănătoși cu această ursoaică mică, care îmi știe pe frică, dar și-ar verde șolalea, că asta-i toată averea mea. Am dat foc la întregul sat, dar și cur și-a plecat, păi foiliță de mohor, păi la parada urșilor! Thank you.
Hai, vai, doamne, ce să mă fac? Mai două iar de-am râncat. Hai și m-am dus pe urma lui. Vine-am cui ca să-i opui. L-am găsit la lacul sec. Hai mânca boara un berbec. Era pus, m-am supărat. Și l-am luat, l-am împușcat. Hai pe lansat eu i-am adus. Hai și m-am îmbrăcat în urs. Hai cântă cucul, le-am muscat. Hai și tu și am plecat. Hai și te sată puișor. Anul mai frate, hai dar ar Dumnezeu să dea, hai ce n-a fost pe aieceșa, hai fericire, sănătate, hai pe masă să aveți de toate, hai fericire și mulți buni, hai la mulți ani la tuturor, hai la mulți ani la dumneata și la întreagă familia, hai și iar verde să iar țări, hai la anul și la mulți ani, hai tare! Care ursul din Asă vă urează fericire, sănătate, iar la anul, când ne vedem, să ne vedem mai voioși. Hai și iar verde, trei iar țări, la anul și la anul țări, iar verde, puișor, hai acasă, încetișor, hai luna și cu stelele, hold on!
ce terte sănătoase! Că noi plecăm la altă casă! Am mulțumit că ne-ați primit! Întreg ursul fericit! Urează că am bun și la mulți ani! Chiar acum în astă seară am făcut o socoteală, cum din casa dumneavoastră o să iau vreo trei parale și un rachiu de testovină să-mi servitur de rugină. Și cum visam așa deodată, am văzut doi oi de fată, oi cătrui și bun de joc, te-am rămas prăznit în loc. Limba mi se împleticea, graiul mi se bâlbâia și inima-mi te vătea ca un ceas mi se făcea. Și mă uitai ceva mai bine, aoleu și vai de mine, nu-i nici fată, nici nevastă, era mâța la fereastră, stătea mâța și privea cum mă îndrăgosteam de ea. Zurgălăi și clopoței, ia mai roata, măi flăcăi! Ieri când soarele apunea, a intrat în crijma ei trei voinici ardelenești cu papuși calzi înturcești. Iar unul mai măzâniu, cu o barbă până la brâu, cu mustat antic de briu, avea o căciulă în cap, din cinză și pei de tap, plâng cât de cât era, la urechi nu-i ajungea. Iar cel mai mijlociu, tot cu barba până la brâu, am plic de griu, avea un cojocel pe trup, din 50 de fei de lup, și cât de ce trebuia, la genunchi nu-i ajungea. Iar cel mai mititel, se învârtea ca un sprijel, și tot despițața Anita cu mițăruta gurița, zurgălei și clopătăi, tragi-ți brazi, măi clăcăi! Verzi foi de cimbru, domn primar fi stari mândru, ați făcut din Comănești un oraș ca din povești. S-a dus vestea în sus și în jos, pe Comănești oraș frumos, primăvară, vară, teamă și la fel în plină toamnă. E o mândrie să trăiești în orașul Comănești, să fii sănătoși cu toți, și bunici, și nepoți, și să munciți împreună ca toate să meargă strună, să fim harni și onești, doar trăim în Comănești. La ureche clopoței, la picioare zurgălăi, să mâneam cu toți, hai, capra noastră, capra ca
pățit. Capra noastră a murit. Căpriță, căprița mea, acum mă faci de belea. De mâncare eu ți-am dat, de apă te-ai săturat. S-o fi dor de codru verde, unde lupul nu te vede. De nu te-ai sculat de jos, mâncate-ar lupul blănos. Ce-ar fi să-ți aduc un țap? Păleu, capra s-o sculat. Amintesc și să mulțumesc posturilor de televiziune Coreea, Japonia, Marea Britanie, Polonia, Cehia, celor de la National Geographic și nu în ultimul rând Radio Iași și celor de la TV Onești care transmit în direct Pro TV și Antena. Haideți să nu mai lungesc vorbăraia și să invit în scenă capra de la Scorțeni!
Thank you.
Thank you.
Ungureni are plăcerea ca cel mai tânăr participant al nostru să vă sorbovească. Mulțumim, capre de la Scorțeni! Aș dori să reamintim celor de acasă care nu au putut să ia astăzi parte aici printre noi, că ne pot urmări pe Radio Iași, fiind acest frumos festival transmis acum în direct pentru dumneavoastră. Și uite, roată, ăsta e ursul lui Toloacă. Așa a spus protagonistul acestei cete de urși, pe care o invit aici în scenă, ursul din Lăloaia! Thank you.
gazdă dragă, am venit și noi cu o treabă. Păi ne vorbește lumea sat, căci cu urșii am plecat. Păi dimineață ne-am trezit, urșii noi i-am pregătit. Păi și am adus la dumneavoastră, cum e datina rămasă. Păi datine cu multe noi, păi cam valea trotușului. Păi și-am zis verde foi ca foaia, păi ăștia surșii din la loaia. Păi sus în vârful corobanul, păi mă poșului, stătea mama ursului. Măi, am luat eu pușca din cui și-am plecat pe urma lui. Măi, mergând eu încetișor, am zărit un puișor. Măi, pe burtă m-am așezat, arma eu am încărcat. Măi, când l-am luat încă tare, mi-a ieșit ursoaica în cale. Măi, și-am privit-o prin lunetă și am zis o fac vedetă. Măi, foiliță de Dudești, păi pe scenă la Comănești! Carne fără os și v-am adus cei mai frumos! Hai și te salte, tot te salte! Hai ca mașina basculantă! Hai și te lasă tot mai sus! Măi, puiuțule de urs! Thank you.
jucare. Păi jucarea este frumoasă. Păi că v-a scos pe toți din casă. Păi foiiliță gogoșor. Păi gata, gata, doboșor. Păi frunzulițe mere coapte, a trecut anul, măi frate. Păi dar ar Dumnezeu să dea ce-a fost pe aici așa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Păi sănătate și mult spor, păi la mulți ani la tuturor. Cale, ursul din Lăloaia vă urează la mulți ani multă sănătate și un an nou cât mai bun. Și a zis verde trei arțari, pe la anu și la mulți ani! Sănătate și tot ce vă doriți. La anul și la mulți ani! Thank you.
Mulțumim Lăloaia, mulțumim ursului din Lăloaia. Continuăm cu ansamblu folclorii gospodarii de pe Valea Săului. Am venit să vă urăm, poporul să vi-l arăm, apoi griu să se mărăm. El pâine să plicem, să-mi plătim și mălăcei la copii. Câte urți, vă rugăm să frumos, faci, mai mari, să vină la scenă. Ia mă luată, măi, flăcuie și s-a pierdut un puișor de la, de la Dofteana, un copil micuț. Să vină la scenă. Sau dacă îl găsiți, vă rugăm frumos să-l aduceți dumneavoastră aici. Mulțumesc. Îmi cer scuze, îmi cer mii de scuze. Mulțumită floarea voastră, dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră. Am venit să vă urăm, oborul să vi-l arăm, apoi griu să semănăm. El pâine să facem, să-mi plătim și mălăcei la copiii mici tăi, să facem colaj mai mari pentru oameni gospodari. Ia mai luată, măi, flăcăi și sunați vorbălăi, să se audă mult și băi și strângați cu toții hăi. Hăi, hăi, hăi! Din noi am venit, ca de plugul de argint, nu din ăla ruginit sau un braț de înțeperit. Și arăm în lung și lat, o vor bun de însămânțat. Arăm și la dumneavoastră, eu fi gazda bucuroasă. Ia pocniți din pice măi și strigați cu toții răi, să se audă munți și băi. Gazda frumos ne-a primit, iar noi i-am mulțumit, de arat ne-am apucat, brazdă neagră am răsturnat. Griu de vară a semănat, griu de vară și secare, să dea Domnul să răsare, să răsare până în seară. Ia măi roata, măi flăcăi, și sunați din zurgălei, hai strigați cu toții hăi!